Interviul săptămânii la RCIS FM. Dragi prieteni, astăzi interviul săptămânii. Sunt Nicoleta Timaru și vă invit să rămâneți alături de mine la o reîntâlnire pentru mine emoționantă și poate și pentru unii dintre dumneavoastră care au avut întâmplarea aceasta în viață de a-l cunoaște îndeaproape pe cel care este astăzi Preasfințitul Benonia Ambăruș. Preasfințite, bun venit în studioul RCIS FM. Bine v-am găsit și mulțumesc de invitație. Preasfințite, vom spune la începutul emisiunii, așa cum este firesc, sunteți episcop titular de Tronto, auxiliar de Roma, delegat pentru caritate și pastorația migranților. Pe parcursul emisiunii vom dezvolta exact ce aduce cu sine această numire, această ungere și acest mare dar pe care l-ați primit. Dar înainte de toate, aș vrea să ne legăm puțin de motoul pe care l-ați ales în momentul în care ați fost consacrat și anume, a pus tot ce avea. Gândindu-mă la personalitatea excelenței voastre, îndrăznesc să spun că până acum ați pus și excelența voastră tot ce aveați. Și sunt convinsă că abia de acum vine o și mai mare provocare de a pune tot ceea ce aveți și de ce nu, poate chiar și ceea ce nu aveți. Cum vedeți această provocare de când sunteți episcop, aceea de a pune tot ceea ce aveți? Viața creștină, dar viața fiecărui discipol, nu poate să nu fie decât o imitare a lui Dumnezeu. Altfel este o bună propunere care durează puțin. Și imitarea este imitarea Tatălui, care a dat tot ceea ce avea, adică ne l-a dat pe Fiul Său. Fiul a dat tot ceea ce avea și la sfârșitul vieții, în ultimele sale zile de viață, a dat tot ceea ce avea mai bun. Ni s-a dat pe sine însuși, fără să țină nimica pentru sine. A dat viața. Și Tatăl, pentru acest lucru, pentru această ascultare și dăruire totală a sa, i-a redat viața prin înviere. Și în momentul în care ne hrănim din acest adevăr spiritual, încet, încet realizăm că ori aplicăm aceleași criterii de a da tot ceea ce avem, fără să ținem nimic pentru noi, ori altfel rămânem cu inima zgârcită, cum ar veni. Și cât mă privește, în momentul în care am primit această veste mare și această numire, nemai având nimica de dat în plus sau nemai având, simțind că nu pot să dau nimica mai mult decât ceea ce sunt, această Evanghelie a văduvei din templu m-a însoțit în acea perioadă pentru a dezlega rezerva pe care o aveam, rezerva interioară mare, chiar într-un fel tulburarea spirituală. Și am acceptat această numire cu acest sentiment. Voi da ceea ce am și tot ceea ce am. Și așa s-a născut, să spunem așa, motoul ales. Ce credeți că vă provoacă această nouă misiune să dați mai departe? Pentru că eu cred că cumva greul de acum începe și aveți într-adevăr o mai mare, îi voi spune, povară, deși știu că nu o vedeți așa. Ce va trebui să dați de acum, preasfințite? Ce mai vrea lumea aceasta de la dumneavoastră? Nu aș pune întrebarea în felul acesta, în sensul că nu vreau să mă concentrez pe mine. Personal, cred eu că nu avem altceva de făcut în viață decât să dăm mai departe, așa cum spui tu, ceea ce noi înșine am primit.
Acum câțiva ani am fost în Țara Sfântă într-o călătorie, în pelerinaj, și printre altele l-am întâlnit pe cardinalul Martini. Și discutând cu dânsul, eram cu parohia, la un moment dat ne-a spus acest lucru: darurile lui Dumnezeu pe care noi le primim trebuie să le dăm mai departe, altfel mor în noi. Și spunea, trebuie să învățăm de la geografia Israelului. Toate mările și toate oceanele primesc, se schimbă între ei. Singura mare din lume care primește fără să dea se numește Marea Moartă. În sensul că ceea ce primim, nu pentru noi primim, primim pentru a ne hrăni sufletul, pentru a ne redresa, pentru a ne hrăni, aș folosi acest termen, dar după aceea suntem chemați să dăm mai departe ceea ce avem. Și lumea ce vrea de la mine, de la noi, de la creștini, de la discipolii lui Iisus, de la biserică, ce vrea? Vrea să-L primească pe Iisus prin noi. Adică există o mediere lingvistică, care, mă rog, catehezele, predicile, anunțarea Evangheliei, bine, dar există o mediere a faptelor, o mediere a Evangheliei prin faptele noastre, prin modul nostru de a fi prezenți în viața oamenilor. Și dacă asta așteaptă lumea, este pentru că asta așteptăm și noi, și de la Dumnezeu, și de la ceilalți oameni. Să primim ceva ce ne satură sufletul. Când ați primit această numire, nu? Pe 20 martie 2021 s-a aflat această veste că, iată, primul român, un caz unic până acum în istoria bisericii, va fi consacrat episcop auxiliar de Roma. Unde erați și ce ați simțit? Cum a venit această veste? Mă rog, între culise, deci anunțul s-a dat pe 20 martie, dar eu am avut întâlnirea cu nunțul pe 16. Deci m-am dus personal, fără să bănuiesc motivul chemării, motivul chemării, pentru că fiind director al Caritas, mă rog, mă întâlneam și mă întâlnesc des cu foarte multă lume pentru a aborda împreună problemele, pentru a găsi soluții împreună, pentru a trezi comunitățile creștine asupra problemelor reale și grele ale orașului din Roma. Dar deci a fost o întâlnire pentru mine total, cum am spus eu la un moment dat, a dat năpasta peste mine, nu? În sensul că a fost așa un duș rece. Eram acolo, dar nu eram acolo. Eram acolo, dar n-am acceptat să fiu acolo în momentul acela. După aceea, când s-a dat anunțul pe 20 martie, bineînțeles, eu eram cu sufletul în gât, cu inima în gât, nu în gât și în stomac, urca și îmi cobora inima, literal vorbind, metaforic vorbind. Și văzând că aveți această nouă misiune și mi-închipui că a început să sune telefoanele, să primiți tot felul de întrebări și să simțiți presiunea publicului până la urmă pentru această nouă misiune, ce v-ați spus? Ați realizat ce drum vă așteaptă în acel moment? Eu am avut o îngrijorare mare pe care nu vreau să o pierd. Și îngrijorarea mare era să pot să continui să am contactul cu persoanele reale. Să pot continua să întâlnesc persoanele reale, mai ales persoanele nevoiașe. Pentru că, pentru mine personal, dar nu este o lege valabilă pentru toți, pentru mine personal este vital acest lucru de a sta cu picioarele pe pământ, fie la bine, fie la rău, și contactul, darul întâlnirii cu persoanele, cu săracii,
este fundamental, pentru că sunt o balanță extrem de echilibrată și cu o capacitate de reziliență mare. Și eram îngrijorat să nu cumva să pierd acest contact prin această slujire. V-a liniștit cumva faptul că ați fost numit pentru pastorația, pentru caritate și pentru migranți? Știm, vorbim despre romi, vorbim despre persoane dezavantajate. V-a liniștit această teamă cumva, faptul că știați că veți rămâne în această zonă de activitate? Da, bineînțeles, imediat după ce am primit scrisoarea oficială, să spunem așa, Sfântului Părinte, în care se enumerează delegările pe care mi le încredințează, a fost clar că parcursul nu se va schimba radical, ci se va consolida. Din contra, se va alarga, se va lărgi mai mult față de cum era înainte. Și clar, acest lucru m-a, într-un fel, m-a liniștit și în același timp mi-a dat sentimentul unei continuități de viață. Și a unei provocări, pentru că știu că ați fost primul episcop numit pentru această zonă de activitate. Nu a fost până acum în istoria bisericii, nu? A Romei, un episcop special dedicat pentru această zonă de activitate. Spuneți-ne, vă rog, ce presupune concret această misiune de episcop auxiliar de Tronto, auxiliar de Roma și delegat pentru aceste cauze? Da. Aceste delegări existau în dieceza de Roma, în persoana episcopului Giampiero Palmieri, care era și viceregent, vicegerent, deci vicarul cardinalului, avea și are și astăzi rolul de a fi episcop auxiliar pentru sectorul est al Romei, era ocupat și cu formarea diaconilor permanenți și a viitorilor diaconi permanenți și așa mai departe. Deci delegările pe care le am eu astăzi, într-un fel le-am luat de la el. Este clar că neavând eu după aceea un sector decât să mă ocup full time numai cu aceste delegări, clar că înseamnă o consolidare a operei pastorale și pentru mine înseamnă, de fapt, într-un fel a crea de la capăt acest rol de vicar episcopal de caritate, cu pastorala romilor, pastorala imigranților, cu misiunile și așa mai departe. A doua parte a întrebării. Deci, era legată concret de ceea ce veți face având această misiune. Ce voi face? Voi încerca în primul rând să întâlnesc personal toate realitățile de caritate din Roma și sunt sute. Să întâlnesc responsabilii acestor realități, să întâlnesc toți capelanii comunităților de emigrați cu diferitele limbi, diferitele rituri și așa mai departe, pentru că cum să spun, poporul lui Dumnezeu din Roma este format din toate popoarele și a avea acest dar de a spația, de a plana asupra tuturor acestor realități, ca și cum m-aș plimba în toată lumea, dintr-o biserică în alta însă. Și acesta pentru mine este un privilegiu mare. Restul vom vedea, pentru că există coordinamentul rom, coordinamentul eclezial rom, pentru pastorala romilor, există coordinamentul eclezial pentru sclavia materială, deci de sclavia de muncă și sclavia sexuală și trebuie să mă ocup și de acest lucru, plus toți misionarii răspândiți în toată lumea, presupunea întâlnii fiecare încet, încet și a vedea în ce măsură pot fi util. Din ceea ce știu eu despre excelența voastră e că sunteți extrem de modest, simplu, nu vă place să ieșiți în față la modul acela la care unii chiar o caută și vor să fie vizibili.
Știu că și atunci când erați director Caritas, mergeați printre oamenii care veneau să servească masa în centrele Caritas, fără ca ei să știe că sunteți directorul, fără ca ei să știe că, de fapt, între ei este chiar șeful acestui organism care face atât de mult bine. Cum credeți că... Deci, da, eu sunt o persoană simplă, umilă, dar e bine să se știe. E bine să se știe, exact. Hai. Știți, modestia unora... Glumeam aceasta pentru că cred eu că fiecare dintre noi își cunoaște propriile limite și propria persoană și știe că din ceea ce suntem fiecare dintre noi, nu suntem nimic dacă nu ar fi Domnul care face noi. Deci, nu cred eu că este o atitudine sau un mod de a fi mai special decât majoritatea oamenilor. Deci nu cred. Excelența voastră vedeți ca pe o normalitate, dar știți bine că în lumea în care trăim, normalitatea a ajuns să fie anormalitate, din păcate. Dar prin ceea ce îmi spuneți de fiecare dată când aveți ocazia, știu, prin exemplul personal, e important ca fiecare la locul lui. Și de ce spun acest lucru? Trebuie să le spunem celor care ne urmăresc. În 2018 v-am acordat trofeul Deșteptarea la Roma și v-am luat atunci un interviu. Și știu că una dintre întrebări era chiar aceasta. Cum poate unul, fiecare dintre noi, să facă bine în această lume în care trăim? Și exact asta mi-a zis. Și mă voi duce chiar la interviu ca să nu zic eu. V-am spus așa, care este sfatul dumneavoastră pentru cei care vor să ajute să schimbe ceva în jurul lor? Și mi-a zis așa. E simplu, faceți lucruri aparent mici. La vremea aceea se apropia Crăciunul și mi-a zis, fiți aproape de cei singuri, vorbiți cu ei, mergeți să-i colindați invitații la masă. Lucrurile mari se fac prin gesturi mici. De acest model vorbeam, pe care știu că excelența voastră chiar îl aplicați cu adevărat. Pentru că am vorbit despre acest interviu, le spunem prietenilor noștri că ați primit atunci trofeul pentru asumarea menirii de a lupta împotriva sărăciei și abuzurilor, pentru activitatea la Caritas în acea vreme. Spuneți-mi acum dacă cumva noua misiune pe care o aveți o simțiți ca pe o încoronare, voi folosi acest termen, a activității pe care ați desfășurat-o la Caritas. Cumva a venit această misiune să vă ajute să faceți mai mult? Simțiți că acum puteți să faceți și mai mult și să dați mai mult decât ați dat până acum? La începutul lunii august m-am dus într-o duminică la cantina noastră, una dintre cantinele pe care le avem, unde mănâncă în fiecare zi cam 500 de persoane la prânz. Și bineînțeles m-am dus și nu m-au recunoscut, erau mai multe persoane acolo și am stat la masă cu o persoană din România și una din India. Și neștiind ei cu cine au de-a face, eu i-am tras o leacă de limbă. Vă place așa să nu știe cu cine stau de vorbă, nu? Vă place așa să fiți undercover, cum se zice, nu? Să nu știe cel din față exact cu cine stă de vorbă. Vă ajută cumva lucrul acesta și aici, cred, permiteți-mi încă o dată să subliniez modestia, că asta e de fapt. Cred eu că noi avem nevoie de relații spontane, de abordări între persoane, nu între roluri de persoane. Perfect. Și atunci când rolul riscă să altereze naturalețea, n-am timp de pierdut eu pentru așa ceva. Și ne întoarcem la acea discuție. La acea discuție, mă rog, eu am tras puțin de limbă și au dat acolo jos cu episcopii, cu ăștia de la Caritas, când stângă. Mă rog, sunt persoane care au problemele lor în viață, dar au și problemele lor psihice. Deci, bineînțeles că trebuie luate lucrurile cu cleștele, cum s-ar spune, nu? Dar la un moment dat au spus, da, cel puțin ăștia ne dau câte ceva. Ăștia măcar ne dau de mâncare. Ceilalți nici măcar de mâncare nu ne dau. Fac și ei partea lor. Deci ce trebuie să se dea, ce trebuie să dau eu? Repet, ca un fel de refren, așa, cu riscul de a fi banal, trebuie să fac partea mea. Nu știu, vedem noi. Am nevoie să întâlnesc persoanele, am nevoie să le ascult, am nevoie să văd cum fac, ce fac.
și să înțeleg unde îi pot sprijini eu. Pentru că nu se poate aborda realitatea cu rolul, având eu un fel de schemă în care să fac să intre realitatea. Aș vrea să construiesc încet, încet schema cu toți colaboratorii în funcție de realitate. Și vedem ce va veni. Domnul ne va spune care este calea cea mai bună. Pentru că vorbiți despre această realitate, încercând să sintetizați așa, cum vedeți lumea în care trăim în 2021? În Roma, unde vă desfășurați excelența voastră activitatea, faceți o scurtă radiografie și cum o vedeți? În ce lume trăim, de fapt? Și spun asta, pentru că mulți zic că s-a întors lumea cu sus în jos. Cred eu că nimeni dintre noi în momentul de față nu este suficient de lucid ca să ne dăm seama că de fapt suntem în ultima fază în care mai putem salva lumea. În optica credinței creștine, speranța ne spune că Domnul va învinge, că împărăția lui Dumnezeu va sosi, dar noi, omenirea de astăzi, suntem pe ultima sută de metri când mai putem face ceva pentru a inversa și a schimba dinamica. Mergem spre un fel de prăpastie cât privește mediul, clima, mergem spre un fel de prăpastie cât privește clasele sociale, în care, așa cum spune Sfântul Părinte, se creează situația de a fi gunoaie săracii, nu? Deci săracii devin tot mai săraci, bogații devin tot mai bogați. Și acest mod de acum, dacă mai continuăm mult acest mod, lumea într-un fel va imploda. Nu se va distruge, dar va imploda. Și asta înseamnă o durere mult mai mare pentru toată lumea, pentru că va trebui restabilită o nouă ordine. Cât privește, în schimb, creația, clima, mediul înconjurător, suntem total inconștienți despre ceea ce se întâmplă. Și în această privință, personal, sunt convins că nu suntem conștienți, că ar trebui să începem să ne uităm în ochii copiilor de astăzi, a tinerilor, și să ne simțim puțin vinovați pentru lumea pe care le-o lăsăm sau pentru lumea pe care nu le-o mai lăsăm. Și nu vorbesc de vină pentru purul gust de morală sau de moralism, ci un sens de vină din alea care te duc să schimbi lucrurile, să schimbi stilul de viață. În acest sens, da, eu personal sunt puțin cam, să spun, îngrijorat, nu cred eu că asta schimbă lucrurile, dar suntem inconștienți. Suntem inconștienți. Pentru că sunteți omul faptelor și nu al vorbelor, așa cum v-am întrebat în 2018, vă întreb și astăzi, ce putem noi face ca să schimbăm aceste lucruri pe care le-ați menționat? Acele lucruri mici, pentru că știu că la ele veți face referire. Haideți să le menționăm pentru cei care ne urmăresc. Ce poate face fiecare în pătrățica lui, în casa lui, în anturajul în care trăiește? Depinde de sectoare. Când e vorba de un sector, să spunem așa, pentru un loc de muncă, a face propria parte înseamnă a face bine ceea ce faci tu ca muncitor, dar a face bine lucrul, nu pentru că te vede sau pentru că te controlează, ci pentru gustul de a-l face bine. Dacă ești cel care dă locul de muncă, a plăti un om bine înseamnă a-i garanta o mai mare stabilitate personală. Să nu câștigi tu mai mult în detrimentul celui care câștigă mai puțin. Câștigă tu mai puțin ca să aibă puțin mai mult și cel de lângă tine. După aceea, dacă vorbim de mediul înconjurător, de creație, cred că dacă nu intrăm în logica... Deci, dau un singur exemplu. Din fericire, acum
asta, farfuriile și paharele de plastic cam dispar. Și ne facem ideea că acum prin astea reciclabile suntem mai atenți, mai friendly, eco-friendly, cum s-ar spune, nu? Deci mai atent, mai prietenoși față de natură. Bine. Dar eu aș întreba, când sunt la o masă și când mănânc mâncarea aceea, nu, carnea sau cât timp a fost nevoie în natură ca să se pregătească acea masă pentru mine? Cât timp a lucrat natura și zeci și zeci de persoane pentru ca eu să pot consuma acea mâncare? Dacă aș fi conștient de lucrul acesta, eu sunt mai purtat să fac rugăciunea de mulțumire înainte de a începe mâncarea, pentru mâncare, dar pentru persoanele care au lucrat pentru acea mâncare, aș fi mai atent, aș putea fi mai atent în a consuma mai puțin sau a arunca mai puțin, în a consuma lucruri la care natura a lucrat 3 luni, 5 luni, nu? Nu care înseamnă o haină, nu e de aruncat, e de, nu? Deci, repet, nu vreau să fiu un fel de taleban al mediului înconjurător, dar câteodată ar trebui să ne punem întrebarea, câte luni de zile s-a lucrat pentru masa mea de astăzi? Câte luni de zile va folosi natura ca să degradeze ce rămâne din masa mea de astăzi sau din ceea ce am îmbrăcat sau am încălțat eu sau din mașina pe care am condus-o sau de la computerul sau de la celularul pe care l-am eu, pentru că metalele rare, și există, încep să apară studii, nu trebuie să ne mai ne ascundem privirile într-un fel, spunând că noi dacă avem mașini electrice suntem eco-friendly și nu este adevărat, pentru că metalele rare pentru baterii și așa mai departe sunt extrem de prețioase. Dau un singur exemplu și am încheiat. Umanitatea de astăzi, deci am consumat noi ca și civilizație umană, vorbesc, în ultimii 40 de ani, noi am consumat mai multe metale rare și prețioase pentru tehnologiile noi în ultimii 40 de ani, mai mult decât omenirea în ultimii 40.000 de ani. Pentru că celularul sau schimb, faci stânga-dreapta, e obsolet, e facilități. Și este clar că încet, încet noi ne construim un viitor înfocat, un viitor extrem de complicat în această privință. Deci asta spun, în fiecare zi să mă întreb cât s-a lucrat și cât va lucra și natura pentru a degrada ceea ce am mâncat, ceea ce a rămas de la masa mea și așa mai departe. Din ceea ce spuneți, trag concluzie că sunteți omul care valorifică fiecare dar al vieții, fiecare bucățică de ceva cu care interacționați. Fie că vorbim de o haină, vorbim de ceea ce mâncați, nu mai zic că ducem discuția și la nivelul uman. V-ați născut la Somușca, în Bacău, acolo unde ați avut prima naștere, despre care ați vorbit în momentul consacrării, nu? Ați vorbit despre acele nașteri și prima a fost la Somușca, unde sunt rădăcinile de care știu că amintiți mereu cu mândrie, o mândrie sfântă, îi vom spune. Și știu că într-un interviu chiar a zis la un moment dat că le spuneți celor de la Roma că sunteți în avantaj pentru că aveți aceste rădăcini. Și știu că purtați cu excelența voastră România, acolo unde vă desfășurați activitatea. Spuneți-mi ce ați simțit în aceste zile când ați revenit pe meleagurile natale. Suntem la sfârșitul unor zile petrecute în România, în satul natal, în dieceza de Iași. Da, pentru mine este greu să răspund la această întrebare, în sensul că este o întrebare complexă și ar comporta un rezumat extrem de complicat. Coardele care vibrează în interiorul fiecare dintre noi când ajungem în locuri delicate și deosebite
Sunt, deci pentru mine știu foarte bine ce înseamnă, dar ca să exprim acest lucru mi este mai greu. Mi este pur și simplu greu să dau cuvinte acestor sunete interioare, spirituale și emotive, aș spune așa. Mă rezum doar la un singur lucru. Sunt coarde care răsună și se extind și îmi dau sentimentul de o singură continuitate a existenței. Deci nu de întrerupere ale existenței, ci mi-arată diferitele pasaje, dar în continuitate lineară. Și asta îmi redă din nou o stabilitate oarecare, deci o stabilitate certă. N-aș avea cum alte cuvinte pentru a... Și înțeleg că ați ținut ca aceste rădăcini și aceste vibrații interioare pe care le simțiți să fie permanent cu excelența voastră în misiune, pentru că știu că în stema episcopală ați prins anumite simboluri care duc cu gândul la România, la rădăcini, la bunicul excelenței voastre care a fost templar precum Sfântul Iosif, nu? Anul Sfântului Iosif, anul în care ați fost numit episcop și multe alte legături. Adică în viața excelenței voastre toate au o legătură. Spuneți-mi, vă rog, totuși, acum, revenind la Somușca, l-ați văzut pe micul copil Ben plimbându-se pe ulițele satului? Da, eu am făcut o întâlnire, pe 15 am celebrat cu comunitatea din Somușca și cu riscul de a fi părut puțin asocial, am cerut să nu fie alte persoane și alții invitați, pentru că doream o atmosferă familiară cu satul. Și a doua zi am făcut o întâlnire cu toți copiii și tinerii din sat, în care eu le-am povestit anumite lucruri despre mine, deci cum se devine preot sau... Și le-am lăsat posibilitatea să-mi facă și întrebări. După care am mâncat împreună o înghețată, n-am mai jucat nici acolo. Și uitându-mă la acești copii, da, se revede copilul mic de atâția ani, în care ne dăm seama cât de bun a fost Dumnezeu cu noi, în sensul că m-a dus, cel puțin pe mine, m-a călăuzit și a fost mereu cu mine, mult mai mult decât eram în stare să-mi dau eu seama. Și acel copil este prezent, este viu, este mulțumit, este recunoscător, dar este acolo. Este acolo. După ce adultul merge și face ce trebuie să facă în viață, dar poate să facă acest lucru pentru că copilul care a crescut într-un anumit loc este în siguranță, cum ar veni, nu? Deci nu se anulează sau nu este renegat. Știu că mi-ați povestit un episod din copilărie când, privindu-l pe parohul din sat că părăsește curtea casei părintești, l-ați privit și ați zis: ca el vreau să fiu. Acela a fost primul moment în care ați simțit că vreți să urmați calea preoției? Da, era părintele Gherghina. Eu aveam o vârstă de 7-8 ani, cred eu. Și privindu-l a zis: ca el vreau să fiu. Da, pentru că era legat de un episod anume. Le-am povestit copiilor tocmai din sat, care eu mă certasem cu tata, care pleca la serviciu noaptea și plecase fără să mă salute, și aveam impresia că, copil fiind, nu se va mai întoarce. Doar pentru că nu a salutat? Pentru că ne certasem. Am înțeles. Ați făcut ceva rău? Nu mai amintesc. Știți că cel mai mare dar e uitarea, nu? Mai ales la copii. Știu asta de la băieții mei. Ei uită mereu ce au făcut. Așa și excelența voastră. Părintele Gherghina dimineață la noi și m-a văzut puțin în disparte, în colțuleț acolo. A apucat să se joace puțin cu mine, una alta, și mi-a trecut într-un fel supărarea. Și în momentul în care ieșea, intra tata. Și îmi amintesc perfect acest episod în care am spus: bă, când voi fi mare, mi-ar place să fiu și eu ca el. Așa, să ajuți pe cei care stau la colț
au problema lor, au nevoie ca cineva să se îngrijească de ei pentru a-i repune puțin pe... Deci iată primul act de caritate cumva pe care l-ați văzut față de excelența voastră, pentru că v-a dat o stare mai bună de spirit, nu? Jucându-se cu dumneavoastră și băgându-vă în seamă la propriu. Știm cât de bine le cade copiilor să vorbească cineva cu ei și să se joace. Cade bine tuturor, da? Ei, tuturor, categorii copiilor și mai mult. Dar știm foarte bine că după acest episod n-a fost atât de simplu, nu s-au închis ochii și gata, am devenit preot, toate s-au întâmplat. Au urmat episoade și episoade, întâmplări ale vieții, încercări și bucurii care v-au adus ca în anul 2000 să fiți sfințit preot la Iași. Ce vă amintiți din acea zi? Din ziua în care ați fost sfințit preot? Eu am sosit de la Roma cu două zile înainte de sfințire și știu doar atâta că părintele Alois Pulai ne-a primit în biroul său cu hârțogăraie, cu una cu alta, cum mai era, sunt lucruri și practici de rezolvat, nu? Dar ne-a spus doar un lucru. Eu făcusem pregătirea de sfințire acolo la Roma, colegii mei făcuseră exercițiile spirituale aici și așa mai departe. Și părintele Bulaie ne-a spus, astăzi nu sunteți conștienți de darul pe care îl primiți. Îl veți primi mâine. Dar vă va trebui toată viața ca să realizați ceea ce ați primit. Și acest sentiment am primit în acea zi de sfințire un dar care am avut nevoie de 15-20 de ani pentru a-l digera, cum ar veni, nu? Pentru a-l asimila. A-l asimila e un cuvânt mare, este o expresie îndrăzneață, dar pentru a-mi da seama mai mult de ceea ce am primit. În sensul că cu cât trece mai mult timpul, cu atât ți-astupi gura de mirare și te întreb cum a făcut Domnul să aibă atâta încredere în mine. Și rămâne acest sentiment de mirare și în același timp de laudă. Și când ați apucat să vă dumiriți cât de cât, nu? Ați zis că 15-20 de ani, să se așeze mai bine ideea acestui dar, a venit altul, nu? Și în a doua zi a lunii mai, ați fost consacrat episcop. Vă mărturisesc că am urmărit, la fel ca mii de alți credincioși, poate unii curioși, poate unii atașați de persoana excelenței voastre, am urmărit acea ceremonie și vreau să vă întreb ce au fost acele lacrimi? Ce au cuprins acele lacrimi preasfințite? Este același sentiment, nu se schimbă sentimentele. În sensul că continui să te întrebi și să te nedumirești cum face Dumnezeu să aibă atâta încredere în noi oamenii? Cât de mare este încrederea și iubirea sa față de noi, în care ne încredințează ceea ce este mai scump? De exemplu, eu când pregăteam părinții la botez, spuneam, vedeți, voi sunteți probabil părinții cei mai buni pe care acest copil putea să-i aibă. Și Dumnezeu doarme liniștit cu voi, pentru că v-a încredințat această creatură, această făptură. Același lucru îl putem spune noi, preoții, episcopi. Dar o spuneți cu greu așa, nu? Dumnezeu ne-a încredințat poporul său și zici, cum de ai atâta încredere în noi? Deci, mult mai mult încredere în noi decât avem noi în noi înșine. Și putem spune că Dumnezeu a pus tot ce avea? Da. În mâinile, nu? În mâinile episcopilor, în acest caz. Tocmai de aceea. Ce e mai prețios? Deci mâna lui este o mână lăsată în jos. Îi cade totul din mână. I-a căzut totul din mână. Nu i-a rămas nimica. Și acest sentiment de mirare, de cutremurare, de tulburare, de, nu știu,
Da, acesta este sentimentul care m-a însoțit și sper să continue să mă însoțească. Pentru noi, românii, urmărind acea ceremonie, a fost o mare bucurie să auzim la finalul celebrării acel cântec în limba română. Vă spun sincer că pe mine, personal, m-a bucurat enorm să aud cântându-se la Roma acel cântec. Deși știu că avem o comunitate de români puternică la Roma, dar mai ales într-un moment atât de important. În același timp, pentru că vorbim despre ceea ce am sesizat la acea ceremonie, am observat o legătură specială pe care o aveți cu cardinalul Angelo Donatis. Am simțit, mă întorc din nou, că a pus tot ce avea. A făcut acea consacrare cu toată bucuria și cu tot sufletul și credeți-mă că s-a transmis acest lucru chiar și prin ecran. L-am simțit încântat și mulțumit de ceea ce ați devenit, pentru că știu că îl cunoașteți de mai mult timp. Simțiți această prețuire pe care cardinalul Donatis vă alocă? Don Angelo m-a cules cu lingurița, cum se spune, nu? În 97, în octombrie 97, când a început să fie spiritual, părinte spiritual, până... Era pe atunci paroh, bănuiesc. Era, nu? Era spiritual paroh, la atunci. Seminar. La seminar. Până pe 1 octombrie 2017. Deci pentru 20 de ani m-am însoțit. Și bineînțeles că este una dintre persoanele cele mai importante din viața mea, în sensul că a avut o influență extrem de mare asupra mea și nu am avut niciodată un secret să spun că este de fapt tatăl meu în cele spirituale. Și probabil este și persoana, repet, cea mai importantă pentru mine, care a avut un rol cel mai important în viața mea. Deci mă știe cu cele luminoase și cele întunecoase, mai ales. Și s-a creat această relație de tată-fiu. După aceea, restul a vorbit de la sine. Imaginile au vorbit într-adevăr. Preasfințite, trebuie să-mi liniștesc o curiozitate și anume aceea legată de crucea pe care o purtați. Și să vă rog să mi explicați atât mie, pentru că nu știu, cât și celor care ne privesc, ce semnifică această cruce care este specială și anume, o să vă rog chiar să o arătați, partea de jos este egală, nu? Greșesc? Este aproape egală cumva cu partea de sus. E o cruce atipică față de ceea ce am văzut până acum. Da, crucea și inelul au fost făcute de părintele Marco Rupnic, ăsta, iezuitul, care face mozaicele și artistul, nu? Și am făcut exercițiile spirituale pentru consacrarea episcopală cu dânsul. Când i-am vorbit de delegările și de motoul ales, el s-a oferit să facă, deci ca un prototip, deci unicat, fie crucea, ci inelul. Și crucea reprezintă, de fapt, delegările pe care le am într-un fel. În sensul că în mijloc este mielul, este crucea pe care, forma crucii pe care o folosește mult Rupnic în toate mozaicele pe care le fac. Este mielul în centru, după aceea sunt cele 12 coloane ale Ierusalimului Ceresc, ar fi cei 12 apostoli, și după aceea sunt 72 de pietre care reprezintă cele 72 de popoare cunoscute în Biblie. Pentru a spune că toate popoarele lumii fac parte din poporul lui Dumnezeu, sunt chemate pentru a face parte din Ierusalimul Ceresc și în mijloc au mielul. Mielul nepătat, mielul răscumpărat și mielul care ne-a răscumpărat. Și, să spunem așa, este
crucea pe care o port, mai ales duminica, în timpul săptămânii, port aia care e făcută din lemnele de la Lampedusa, lemnul din bărcele de la Lampedusa, dar s-a rupt zilele acestea și trebuie să o repar. De atâtea vizite prin România, nu-i așa? Ați vorbit la consacrarea episcopală și de multiplele nașteri pe care le-ați avut. Am atins în discuția noastră oarecum prima naștere, cea de la Somușca. Am atins oarecum, să zicem, și partea cu nașterea pentru preoție, pentru viața aceasta dedicată predicării Cuvântului lui Dumnezeu. Am atins și chestiunea legată de Italia, de schimbările care au intervenit în viața excelenței voastre după ce ați plecat la Roma. Și îndrăznesc să zic că în momentul consacrării ați avut o nouă naștere, aceea ca episcop. Și sunt convinsă că e o naștere cu o mare semnificație și cu o mare putere, dar căreia evident îi se datorează tot ceea ce a fost până acum. Și pentru că spun despre tot ceea ce a fost până acum, mă întorc la interviul nostru și recitesc ultima întrebare de atunci. Când v-am zis așa, vă amintiți, preasfințite, de ce râdeți? Vă amintiți? Cred, nu știu. Vă spun sincer că îmi pare foarte rău că nu am păstrat înregistrarea aceea, eu am transcris, dar când mi-ați răspuns la această întrebare, ați dat toată emoția pe care ați avut-o și am simțit-o și pentru asta eu vă mulțumesc. Și sper să pot să citesc ce mi-ați zis atunci. V-am spus așa, bineînțeles în contextul întrebărilor de mai sus, viitorul îl știe doar Dumnezeu. Noi știm ceea ce am trăit până acum, de aceea vă rog să completați fraza. Închid ochii și aș vrea să retrăiesc. Și pe atunci Don Ben mi-a răspuns așa, aș vrea să retrăiesc totul. Așa cum a decurs viața mea din copilărie, cu simplitatea din sat, cum am mers la seminar, la 15 ani, când gândeam în limba maternă. Totul era mecanic, învățam totul pe de rost, pentru că eram obișnuit cu limba maghiară. Nu a fost ușor. Proveneam dintr-un sat simplu, micuț, însă am trăit atât de frumos acolo, în sărăcie, simplitate, dar demnitate mare. Apoi, anii petrecuți la studiu în Iași, venirea în Italia, totul aș vrea să retrăiesc. Tot ce am trăit a contribuit la ceea ce sunt astăzi. Preasfințite Ben, astăzi, dacă v-aș adresa din nou aceeași întrebare, răspunsul excelenței voastre ar fi același? Dacă îmi dai textul, citesc exact, iarăși. Cuvânt cu cuvânt, nu? Cum vedeți acum, după 3 ani de când mi-ați dat acest răspuns? Se potrivește acest răspuns și cu trăirile de acum? Ați vrea să retrăiți totul? Domnul are în mână pârghiile vieții noastre. Și ceea ce facem în viață ne folosește întâi nouă. Pentru că este modul de a lăsa ca încet, încet să pătrundă harul său în inima noastră, mai mult decât să pătrundă e să, cum să spun, să dăm noi o adeziune prin Duhul care locuiește înăuntrul nostru, să dăm adeziunea spontană și convinsă lui Dumnezeu. Și cărările vieții ne folosesc mai mult pentru acest lucru decât pentru ceea ce facem. Deci viața ne folosește pentru a ne mântui, chiar dacă suntem mântuiți deja. Viața ne folosește pentru ca noi să mergem cât mai convinși spre Hristos, chiar dacă El a venit la noi. Și bineînțeles, binele pe care l-am trăit și pe care l-am făcut este doar un pretext pentru Dumnezeu pentru a se manifesta cât mai mult și din ce în ce mai mult în viață. Și atunci nu se poate renega nimica din viață. Noi credem că în momentul în care Hristos a trăit culmea disperării, nu a trăit culmea disperării, a trăit culmea pătimirii și a murit, de fapt ne-a salvat. În momentul în care a coborât în iad, cum profesăm la crez, El de fapt ne salva. Deci orice coborâre, dacă vreți,
în iad într-un fel sau în, chiar și în păcatul nostru, este doar o ocazie pentru a întâlni raiul. Deci nu se poate renega istoria noastră, a nimănuia, și nicio parte a istoriei noastre, ci trebuie să învățăm din ce, deci cât mai bine și din ce în ce mai mult, al întâlni și al vedea pe Dumnezeu în orice ocazie și a avea această înțelepciune spirituală, care este un dar de la Duhul Sfânt, de a vedea că orice împrejurare și orice întâmplare a fost ocazia pentru Dumnezeu de a ni se manifesta un pic mai mult, imediat atunci, sau ca o consecință după. De aceea nu se poate renega și nu se poate nega sau sălta sau evita ceva din istoria noastră personală. De aceea și în noaptea de Paști noi cântăm toți Felix culpa, fericită vină, pentru că prin păcatul lui Adam noi ne-am mântuit. Și în noaptea de Paști cântăm acest lucru. Deci nici păcatul nu se poate renega din viața noastră, pentru că și păcatul nu este decât o ocazie de înviere. Și nu aș renega nimic. Preasfințite Ben, voi păstra Ben de la Don și voi spune Preasfințite Ben, vă mulțumesc. Și Don Ben. E bine și bănuiesc că se întâmplă acest lucru. Mulți se adresează încă așa, obișnuiți, deci, fiind așa. În continuare, cred că vă spun la fel. Da, așa a cerut, așa am cerut. Atunci voi spune Don Ben, vă mulțumesc din suflet pentru acest interviu. A fost o mare bucurie să vă revăd, să stăm de vorbă. Sper că s-au bucurat și cei care ne urmăresc de această mărturie vie pe care ați dat-o astăzi prin vorbele pe care le-ați spus. Vă doresc să reveniți cu drag pe meleagurile României și vă mulțumim că ne purtați cu dumneavoastră acolo unde sunteți. Știu că nu doar în stema episcopală, ci mai ales în suflet. Vă mulțumesc eu și rămânem toți uniți în rugăciune, pentru că altfel ne rătăcim. Mulțumesc, domn Ben. Mulțumesc. Dragi prieteni, a dat tot ce avea și va da în continuare cu siguranță tot ceea ce are, va primi sau chiar și dumneavoastră întâlnindu-l îi veți oferi. A fost astăzi cu noi Don Ben, Preasfințitul Ben, Episcopul Auxiliar de Roma. Vă mulțumesc pentru atenție și știu că nu v-ați uitat degeaba la această emisiune, ați rămas cu ceva. Interviul săptămânii la RCIS FM.